Luni 14 decembrie, preșcolarii grupei mici de la grădinița din cartierul Grui, coordonați de profesor Daniela Damian, au susținut sărbarea de sfârșit de an. Micuții, evident emoționați, fiind la prima sărbare din viața lor, au impresionat părinții prin cântecele și poeziile interpretate. Iarna nu a fost așa darnică, să ne aducă zăpadă, să-ți iasă brodevii, dar copiii cunosc faptul că așteptăm sărbătorile de iarnă, așteptăm nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, doamnele educatoare prin activitățile de educație moral civică au avut grijă să facă cunoscut copiilor această parte religioasă și semnificația sărbătorilor de iarnă, ce înseamnă pentru noi toți sărbătorile de iarnă. Că sărbarea noastră va fi axată doar pe iarnă, pe bulgăraș, pe zăpadă, pe săniuțe, pe brăduț, ceea ce este caracteristic grupei mici. Vă mulțumesc și vă invităm să fiți alături de noi, cum a spus întotdeauna. Nince, nince, liniști și acum strada mea parcă s-a acoperit cu o plapumă de nea. Pomii cred că au înflorit și privesc mirați în sus. Casele s-au zgribulit și căciul de nea și-au pus. Fulgerea, fulgerea se topesc în palma mea. Ia priviți cum plutesc, apoi cad și se topesc. Bravo! La final, micuții au avut plăcerea să se întâlnească cu Moș Crăciun, care i-a răsplătit pentru activitatea depusă în timpul acestui semestru.